Organizatorii campaniilor antidrog încearcă să îi țină departe pe tineri de astfel de substanțe periculoase, însă la întrebarea câți consumatori există în județul Gorj, nu știu să răspundă. Unii dintre ei sunt trecuți în programe terapeutice, iar alții vin și oferă să primesc doar servicii de consiliere și de informare. Nu doresc să intre în programe terapeutice. Aceasta este dorința dumnealor. Dacă doresc să intre în programe terapeutice, sunt bineveniți la centru. Într-un județ în care nu se cunoaște numărul celor care se confruntă cu astfel de probleme, se vorbește despre programe terapeutice și metode de petrecere a timpului liber. De prevenirea consumului, de atragere, în special în rândul foșilor deținuți de substanțe psihoactive și cu caracter psihoactiv și, în primul rând, atragerea și percepția schimbării consumatorilor pentru implicarea în activități de petrecerea timpului liber. Campania antidrog cu deviza "În comunitatea ta drogurile nu își au locul" se va desfășura sub forma unui concurs. Aceasta are ca scop principal atragerea de fonduri comunitare pentru salvarea din ghearele dependenței de droguri a celor care nu au probleme cu drogurile.